tare, Baiu! Suntem cu dileme, deci neuronii noștri se bat cap în cap în cap, că nu înțelegem ce se întâmplă. S-a întors cu asta de mână. Și după aia nu m-am mai uitat, am auzit un... O fi pupat, o zic, cred că am auzit greșit. S-a pupat cu minte. Uci, stai! Ce? Mă rog, nu, că nu... Stai, că a căzut... Cred că s-a combinat cu mitrea. Cine? S-a pupat. Ce ai făcut? Cum? De unii până unii cu mitrică? De unii, de ce? Cum se... te pupi? A rămas șocată, am zis, Doamne, nu mai știam ce să mai zic. Rox, ce ai făcut? Dar de ce te-ai pupat? De intenționat? Nu, adică da! Îți place de el? Te-ai îndrăgostit de el? Doamne, m-am pupat cu mitrică. Efectiv, eu nu pot să trec peste asta. Deci eu vă dați seama că eu în seara asta am lins șobolani. Și șocul e mai mare că m-am pupat cu mitrică decât că am lins șobolani. Și m-am pupat cu mitrică după ce amândoi am lins șobolani. Loc să tu te-ai îndrăgostit de el. Nu că m-am îndrăgostit. Nu pot să mă îndrăgostesc așa. Doar că am ceva s-a întâmplat. Am rămas șocată, am zis că bă, Rux, e același care... Omul care tu, tot ce fiecare zi, chiar azi a trecut, omul și-a tras șorțul și zicea, ui, ce urât, a, nu se poate așa ceva. Tot ăla zice, da, m-am pupat cu el. Și de, ai simțit ceva? Da, o chimie, am simțit un spark. Extremele se atrag. Tu îți dai seama ce poveste de zis la nepoții, la copii. Hai să vă spunem cum s-au cunoscut mami și cu tate. Eram noi acum 10 ani, mâncam shake-uri cu viermi și umblam după tarantule, când deodată eu pe tactul îl înjuram. Aoleu, nu mai suport să vezi ce ți-l fac. Mamă, ți-l distrug, matahala, matahala, așa-i ziceam eu lui tăticul vostru. Atunci matahala, acum este boni, bon, bon, bon. De ce te-ai pupat cu Rux, ai pupat-o pe colțul gurii? Când mă simt confortabil, vorbim. Așa am simțit. Am stat prea mult într-un deci a fost intenționat, o greșeală. Mă, de nu s-o roșii caroșa la față. Era caracu, efectiv, n-aveai cu cine să vorbești. Se întorcea cu spatele. M-am uitat dincolo în tabra cealaltă, Rux și chipcotea cu toate fetele. Mamă!